Unul dintre trucurile cele mai simple pentru a scăpa de kilogramele în plus este să reduci cantitatea de alimente consumate pe parcursul zilei. Însă problema apare atunci când porțiile mici nu te satură și nu-ți oferă senzația de sațietate care să te facă să nu mai visezi la prăjituri uriașe, paste sau cartofi prăjiți. Trebuie să optezi pentru alimentele care conțin nutrienți de calitate și care te vor hrăni fără să fii nevoit să dai gata cantități impresionante de hrană. Ouăle, iaurtul, brânzeturile slabe și peștele sunt ideale pentru a fi consumate în prima parte a zilei. Un mic dejun proteic te va ajuta să reziști provocărilor din prima parte a zilei, adică să scadă apetitul, și un prânz din care nu lipsesc combinațiile de proteine animale cu legume proaspete menține senzația de sațietate. Proteinele pot fi o gustare inspirată, iar boabele de soia sunt mai mult decât indicate. Printre numeroasele sale beneficii pentru sănătate, somonul este o sursă excelentă de proteine. Cercetătorii au arătat faptul că bărbații care încercau să slăbească nu au mai avut poftă de mâncare atunci când au consumat cantități mai mari de proteine la fiecare masă. Participanții cărora li s-a dat o dietă cu conținut scăzut de calorii și bogată în proteine au spus de asemenea că s-au confruntat cu mai puține pofte pe parcursul zilei, că nici nu au poftit la gustări nesănătoase noaptea târziu. În plus, fibrele și proteinele din cereale integrale te ajută să te simți mai plin și pot stabiliza zahărul din sânge. Nu confunda cerealele integrale cu cerealele rafinate, cum ar fi pâinea albă, orezul sau pastele și produsele de patiserie. Ar fi mai bine ca pe acestea din urmă să le consum cu moderație, dar trebuie să știi că ele nu oferă aceeași valoare nutritivă ca și cerealele integrale. Nucile sunt bogate în proteine și fibre și din acest motiv sunt indicate dacă vrei să slăbești. Un studiu a descoperit faptul că persoanele care urmau o dietă de 12 săptămâni care includea un pumn de mix de nuci zilnic aveau niveluri mai mari de serotonină, care este un hormon care poate scădea pofta de mâncare. Din dietele de slăbit nu lipsesc leguminoasele, sunt ieftine, bogate în proteine și pot fi oricând baza unei salate sățioase. 200-300 de grame de fasole, linte sau năut, pierde și combinate cu legume proaspete, condimente și zeamă de lămâie te vor face să apreciezi la maximum valoarea vegetalelor, care satură și nu îngrașă. Fructele conțin cantități mari de fibre, ceea ce înseamnă că încetinesc procesul de digestie și mențin senzația de sățietate pentru o perioadă îndelungată. Merele și portocalele sunt considerate ca fiind fructe sățioase, fiind indicate în dietele de slăbit. Este important ca fructele să fie consumate ca atare, nu sub formă de suc, relatează doc.ro.